În această perioadă trebuie să consumăm cât mai multe legume, de preferat în salate, deoarece organismul nostru are nevoie de vitamine și minerale. Legumele sunt importante pentru că, în primul rând, aduc vitamine, mai ales în stare crudă. Legumele gătite sau crude aduc fibre. Au o proprietate de a alcaliniza organismul. Alimentația trebuie să fie echilibrată între legume și produsele animale. Ar fi bine să fie 50-50% pentru a aduce toate principiile nutritive, inclusiv fibrele, care se știe că protejează special colonul de apariția unei eventuale tumori. Fibrele sunt foarte importante în alimentație. Și părinții trebuie să fie atenți la alimentația copiilor pentru ca aceștia din urmă să beneficieze de o dezvoltare armonioasă. Noi trebuie să consumăm alimente cât mai verzi și tratate termic cât mai puțin. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să mâncăm salate cât mai mult. Mănâncă oare poporul român salată? Da, cea mai bună salată este carnea de porc. Este un dicton românesc și trecem peste aceasta. Deci trebuie să mănânce salate cât mai mult. Trebuie să mănânce alimente verzi, legume verzi, tratate termic cât mai puțin. Păi, ștevie, lobodă, urzici. Dacă faceți un mic sondaj pe stradă acum când plecați, când ați mâncat ultima oară urzici, și noi, respondenții, vom fi sinceri, că asta este o mare problemă a poporului român, că niciodată nu răspunde sincer sau, mă scuzați, de cele mai multe ori, o să vedeți că, dacă încă o dată spun răspunsul este sincer, vor fi puțini cei care răspund sincer că au mâncat urzici în urmă cu, știu eu, o zi sau două sau trei. Deși suntem în post acum, nu? Trebuie văzut ce se întâmplă. Urzicele, loboda și alte alimente care pot fi făcute. Tratate ușor termic, dar spălate foarte bine și nu culese din cine știe ce locuri. Ne aduc un suport foarte, foarte important de oligoelemente, de minerale, de vitamine, care ne ajută să trecem peste perioada de iarnă, când, din nefericire, nu am putut mânca decât alimente poate conservate sau mai mult carne.